Bun găsit la o nouă emisiune, O țară ca afară. În România, consumul de arte ale spectacolului este într-o ușoară creștere. Apetitul publicului pentru cultură este tot mai mare, dovadă că biletele la spectacolele organizate se vând foarte repede. Cui datorăm această tendință în piață? Eu aș îndrăzni să spun că o datorăm artiștilor și oamenilor care nu se lasă și luptă în fiecare zi pentru cultură. Azi stăm de vorbă cu un astfel de om, un solist de operă, care prin compania sa privată de operă pe care o și menegeriază, promovează artiștii tineri în țară și peste hotare și organizează spectacole de operă, operetă și musical. Azi discutăm cu domnul Ioan Vrăsmaș, directorul agenției de operă Opera Vox. Bine ați venit în cadrul emisiunii de azi! Salut, Mânia, mulțumesc! Știu că dumneavoastră vă aflați acum în deplasare, sunteți în București, în cadrul unui turneu. Aș vrea pentru început să ne povestiți mai multe despre această deplasare și despre ce e vorba în acest turneu. Trebuie să vă spun că este al treilea turneu național de anul acesta. După un turneu foarte important cu baletul Cocoșatul de la Notre Dame, în toate marile orașe din România, apoi cu baletul Carmen, tot așa în 10 orașe din România, iar acum suntem în 20 de orașe din România cu 3 tenori italieni. Și Foarte frumos. dacă ne gândim în ultimele 6 luni, este chiar al 4-lea turneu național. În decembrie am avut 33 de spectacole în 25 de orașe din România. În unele teatre am pus două spectacole pentru că a fost cerere foarte mare. Credeți că această cerere foarte mare și, după cum am spus și în introducere, acest apetit tot mai mare pentru a merge la operă sau la spectacole de teatru este tot mai mare din cauza pandemiei de COVID, care a interzis aceste spectacole timp de vreo 2 ani? Sigur, este un factor, cred că destul de important și acesta, care a contribuit la aducerea publicului din nou în sălile de spectacole, dar este și o dorință foarte mare de socializare artistică, care se vede în ultimele câteva luni, poate chiar în ultimul an. Începând din luna mai, suntem la un an de când s-a dat drumul spectacolelor. Luna aceasta se face un an de când s-a dat drumul spectacolelor din nou și se vede că apetitul publicului este într-o creștere continuă și o dorință continuă. Așa este, da. Dumneavoastră activați de foarte multă vreme în domeniu. Dacă m-am documentat foarte bine, nu știu cât de bine m-am documentat, ați înființat în 2012 această agenție. Așa este? Da. Bun, da. Înseamnă că m-am informat corect. Ați văzut multe cu siguranță, adică aveți 11 ani de activitate, mă refer în calitate de manager a acestei agenții și vreau să vă întreb ce diferențe ați, dacă ați remarcat o diferență în rândul publicului în ceea ce privește reacțiile, feedback-ul vis-a-vis de spectacolele de tip operă, operetă sau musical. Acum mă forțați oarecum să fiu sincer și trebuie să vă spun că... Păi vă rog, nici nu accept altfel. Dacă este un trend bun sau nu, dar am observat și în rândul consumatorilor de operă o dorință mai mare și o înclinare mai mare spre concerte sau spre spectacolele tip show de muzică clasică decât spre titlurile de operă clasice. Nu știu dacă este bine sau nu este bine. Consider că, pe de o parte, este bine pentru că publicul needucat prin spectacolele acestea de tip show, care nu necesită cunoștințe extraordinar de detaliate în domeniul operei, în domeniul teatrului, poate fi atras, acest public poate fi atras înspre operă, înspre muzica clasică, dar, pe de altă parte, observăm și o parte a publicului care, de un consumator de operă care a dispărut între timp, nu știu cărui fapt se datorează, nu sunt eu cel care fac studiile de piață în ceea ce privește industria artistică, dar observ, ați observat și dumneavoastră, dacă ne referim la faptul că Andrei Rieu a fost în
în România și a vândut numai la Cluj, a vândut vreo 5, 6, 7 spectacole, a umplut de 6, 7 ori BT Arena, care este totuși, nu este o sală mică de spectacole. Deci acesta este trendul, acesta este, se pare că este viitorul în zona aceasta a muzicii clasice. Adică dumneavoastră vedeți concertele lui Andrei Rieu fiind niște spectacole de muzică clasică, însă ambalate într-un spectacol așa de show și de divertisment? Iată, ați nimerit. Și de ce spun acest lucru? Mulți condamnă acest tip de show. Eu nu-l condamn. Există și o discuție. Mai este muzică clasică sau nu mai este? Este muzică comercială sau muzică clasică ceea ce face Andrei Rieu prin spectacolele lui? Eu doar întreb. Răspunsul meu este următorul. Acest tip de muzică este muzică clasică sau este o muzică cultă care reușește să aducă în sala de spectacole a operelor, a filarmonicilor, un segment de public care n-a călcat niciodată. Nici în filarmonici, nici în teatru. Eu nu condamn acest tip de muzică. În regulă, deci dumneavoastră considerați că muzica clasică nu trebuie neapărat să fie prezentată într-un mod prezentată într-un mod sobru, serios, cu acele săli cu care ne-am obișnuit. Sunteți complet de acord și cu aceste concerte puse astfel în scenă? Trebuie să scăpăm odată de rigiditatea asta. Sigur, opera se face într-o sală de operă. Dar să nu uităm că există tradiții îndelungate în străinătate, în zona germană, de pildă festivalurile de operă care se fac în aer liber, în casteluri, în piețe. Deci adică nu... să o facem cât mai accesibilă, nu? Accesibilă, să asta lume, este da. Cuvântul, asta este cuvântul, sigur că da. Sigur Bun. Că da, pentru că dacă vom continua să rămânem rigizi și închistați în această formulă că opera se poate face numai într-un fel și nu poate fi accesibilă decât unui segment foarte redus de public, în foarte scurt timp muzica cultă va dispărea. Bun, deci probabil asta este o mare schimbare pe care ați observat-o, și anume faptul că noi segmente din public vin la aceste spectacole. Asta vreți să spuneți? Adică nu mai sunt în sală doar acele persoane extrem de culte, poate mai în etate, vedeți și tineri poate printre ei. Există un segment de public fidel operei. Asta este fără îndoială. Dar acest segment de public este foarte restrâns. Ceea ce ar trebui să facă și instituțiile de stat și instituțiile private care se ocupă cu acest gen de muzică, ar trebui să atragă public cât mai divers și cât mai multe segmente diferențiate de public înspre această muzică. Pentru că altfel, v-am spus și repet, rămânem închistați într-o dogmă care nu va mai funcționa mult timp. Am înțeles. Bun. Și fețe tinere vedeți la spectacole? Tineri, desigur, copii. Desigur, văd și fețe tinere care cunosc și sunt foarte bine pregătiți și instruiți în ceea ce privește cunoașterea acestui tip de muzică, dar văd și tineri sau mai puțin tineri, oameni de 40, 50, 60 de ani care n-au frecventat opera, dar care au început să guste acest tip de muzică. Da, este un lucru îmbucurător. Ne bucurăm pentru asta. Având în vedere că în România, într-o porție de 100%, activitatea de tip operă, operetă, muzică clasică, este subvenționată 100% de către stat. Aș vrea să știu care credeți că sunt șansele absolvenților de conservator sau, hai să zicem, și teatru, dar în principiu hai să vorbim despre conservator, că dumneavoastră ați absolvit Academia de Muzică. Care credeți că sunt șansele absolvenților de a-și găsi imediat după absolvire un loc de muncă? Păi, este deja cunoscut și o știm cu toții. Sunt minime. Posturile într-o orchestră simfonică sau într-o orchestră de operă sunt foarte puține. Sunt foarte căutate în ultima vreme și datorită faptului că motivația financiară a crescut în ultimii ani, cererea din partea absolvenților este foarte mare și cam asta e realitatea.
În Bun, rest, și nu, artiștilor români nu le rămâne opțiunea decât să se reorienteze spre alte domenii de activitate? acum, dacă sunt foarte buni și meritoși, pleacă și se angajează într-o orchestră simfonică în străinătate. Dacă sunt la nivelul filarmonicilor și teatrelor din țară, studiază mai mult și așteaptă un post sau se reorientează. Cam acestea sunt toate opțiunile. Am Sau înțeles. mai sunt opțiunile pe care eu le văd fiabile, ce să zic, 5-10 ani de acum, liberalizarea pieței culturale în România, astfel încât instituțiile de spectacole și de concerte private, cum este de pildă Opera Vox, vor avea o șansă mult mai mare după liberalizarea pieței culturale în România. Lucru care în acest moment nu prea funcționează. Prin liberalizare, vă referiți la companii care ar putea să sponsorizeze sau să se înființeze cât mai multe companii private, Să care ar putea răspund să asta în organizeze două spectacole? cuvinte. Nu, statul va trebui să fie nu pentru unii mumă și pentru alții ciumă, ci va trebui să fie echidistant, să susțină și entitățile private și entitățile publice. Câtă vreme statul pompează bani asupra cărora nu are control în instituții publice, nu are un control deplin și nu are un control, cum să zic, bine. Nu poate să monitorizeze foarte Bine bine ce se monitorizat, consumă. nu are cum să funcționeze lucrurile, nu au cum să funcționeze într-o astfel de industrie. Și mai mult decât atât, cu siguranță se va ajunge aici, pentru că, cum v-am spus, în 5-10 ani intuiesc că statul nu va mai putea susține atâtea instituții publice de cultură care solicită foarte, foarte mulți bani de la bugetul de stat. Și atunci va trebui să găsească fie manageri care să atragă fonduri și să aducă din alte resurse fonduri spre instituțiile publice, fie să liberalizeze piața culturală. Cu toate că spuneți de niște sume foarte mari, comparativ cu alte țări, se finanțează foarte deficitar cultura la noi, în țară. Comparativ cu alte țări. N-aș spune. Alte țări au o structură bine pusă la punct în ceea ce privește teatrele de dramă sau teatrele de operă. Știu foarte bine cât subvenționează statul și cât trebuie să atragă un manager calificat. În Da. momentul de față, iertați să-mi fie, instituțiile publice de cultură au foarte mulți manageri de slabă calitate. Am înțeles. Bun, cu toate acestea vedem, se vând biletele la spectacole. Adică are managerul un cuvânt de spus sau, deci cui datorăm acest succes? Că asta ziceam și în intro. Cui datorăm oare această tendință de creștere, în rândul populației a interesului vis-a-vis de Cred că aceste succesul spectacole? nu este neapărat a unor manageri, ci este un succes comun, atât al presei, care a început destul de mult să promoveze actul cultural, iată și dumneavoastră în acest moment faceți acest lucru, se datorează și faptului că publicul își dorește foarte mult această socializare culturală și deja s-au epuizat acele forme de manifestare artistică care nu mai prezintă interes. Televizorul, mă rog, chiar dacă el este pe un post cultural sau așa mai departe, omul vrea sau a început să-și dorească după această pandemie o întâlnire live în sala de spectacole. Așa încât cred că toate aceste lucruri contribuie la această dorință a spectatorului. Și dacă tot ați zis de faptul că infrastructura asta artistică ar fi mult mai bună prin înființarea unor companii private, oare de aici a venit și ideea dumneavoastră acum 11 ani de a înființa această companie Opera Vox, asociație? Într-un fel de aici a venit, dar n-a venit dintr-o inspirație națională, ci eu trăind mai mulți ani în străinătate,
Am venit cu această idee de acolo, sigur, destul de greu de pus în practică la noi, mai ales în primii ani, dar iată că după 12-13 ani funcționează. Foarte bine. Mă bucur să aud asta. Vreau să vă întreb cum se autosusține o astfel de afacere. Vă întreb pentru că e nevoie de un cor, e nevoie de un ansamblu de balet, de orchestră, foarte mult personal. Cum reușiți să vă susțineți? Cum poate supraviețui un astfel de business doar din vânzarea de bilete? Da, răspunsul meu este dintr-o singură sursă, din vânzarea de bilete. Aceasta însemnează management cultural și management artistic privat. Am înțeles. Bun. Și voiam să știu care sunt planurile dumneavoastră în viitor, în ceea ce privește spectacolele, unde vă putem asculta, vedea. Evident, publicul bucureștean poate să vă vadă în București zilele Publicul acestea. bucureștean ne-a văzut aseară în Sau București, v-a o sală a văzut, da? Teatrului Național din București arhiplină, 900 de persoane care au aplaudat 13 minute fără oprire și 4 bisuri. După un spectacol cu 3 tenori italieni, zic eu, destul de reușit. În seara aceasta suntem la Brașov, la Teatrul SIC Alexandrescu, suntem sold out, 600 de spectatori ne așteaptă și acolo. Sigur, suntem și la Timișoara, capitală culturală europeană, unde primul spectacol s-a epuizat într-o săptămână și câteva zile. Am pus al doilea spectacol, suntem sold out și la al doilea spectacol la Timișoara cu 3 tenori italieni. Avem și la Cluj, avem în toate marile orașe ale țării, deci se poate face, se poate face artă și se poate face din artă un mod de a susține o orchestră, un cor, un ansamblu de balet, soliști invitați din străinătate, se poate și fără banii statului. Am înțeles. Și plănuiți oare să deschideți filiale, așa, ale Opera Vox și în alte orașe din țară? Asta va fi mult mai greu, dar iată, deschidem turnee naționale în care pornim dintr-un oraș și mergem în 10, 12, 15, 20 de orașe. Iată, ajungem și la Sighet, un orășel foarte, foarte mic, dar cu o mare dorință de cultură. Am înțeles. Și totdeauna am avut o curiozitate și o să vă adresez o întrebare. Dumneavoastră sunteți și absolvent de teologie. Sunteți și arhidiacon al Mitropoliei Clujului. Nu În mai sunt calitate. la Cluj, da. Nu mai sunteți. Sunteți absolvent de teologie, oricum. Da. Și voiam să știu de ce unele culte privesc activitatea de divertisment și de activitatea de pe scenă ca fiind un păcat? Activitatea de cântăreți, de dansatori. Este o întrebare mai interesantă. N-aș zice, da, au fost perioade în istorie, știm cu toții, când biserica a condamnat orice act de manifestare artistică. N-aș zice acum că cultele au rămas la această opinie, să zicem, nu au rămas acolo. Sunt anumite persoane, poate uneori chiar din conducerea bisericii, care au o privire mai îngustă, dar eu am văzut foarte multe fețe bisericești în ultimii ani care chiar încurajează, chiar se implică în manifestări artistice. Sunt, pe de altă parte, mă repet, și persoane chiar din conducerea bisericii care privesc acest fapt oarecum așa mai puțin implicate în acest act sau sunt mai puțin implicate în acest act de cultură, dar majoritatea fețelor bisericești am văzut că încep să se implice, să promoveze cultura, arta, nu neapărat numai muzica, artele vizuale mai cu seamă, pornind de la artele vizuale creștine și deschizând orizontul spre lucruri care pot crește frumos. Acum, sigur, eu nu mai cunosc foarte bine detaliile acestea, dar eu cred că ușor, ușor, cam biserica va merge spre această
spre această viziune de a promova artele spectacolului, artele vizuale și așa mai departe. Și dezvoltarea talentului, până la urmă vorbim de un talent, de un dar de la Dumnezeu, nu? Eu Care cred trebuie că cultivat. biserica este chiar obligată să susțină tinerii meritoși, mai ales în zona aceasta artistică. Da, mai ales care au un har, un talent. Da. Da. Domnule Vrăsmaș, așa în încheiere, vă rog frumos să ne spuneți ce sfat ați avea pentru tinerii care nu au unde să cânte, nu au unde să se manifeste, unde să își exercite această meserie. Îmi cereți să le dau un îndemn care este foarte greu de dat. Sigur, dacă v-aș răspunde așa sec și direct la întrebare, să nu renunțe, dar este greu să nu renunț și mai greu este să studiez în continuu, să rămâi, mai ales dacă nu ai o implicare activă într-un teatru, într-o operă, într-o filarmonică. Este foarte greu să nu renunți, să te menții și să speri. Eu le-aș sugera să spere și să nu renunțe și să fie perseverenți. Iată, și eu cu Opera Vox am făcut la fel. Nu a fost deloc ușor. Câțiva ani aproape că îmi doream în fiecare lună să renunț. Deci nu este ușor. În artă nu este totul ca în IT, de pildă. În Dar inițiativa dumneavoastră v-ați asumat și niște riscuri mari, adică v-ați expus la un risc foarte mare? nu la unul, la câteva sute. Am Dar, înțeles. sigur, când începi un lucru și îți dorești să-l faci, pui la socoteală și riscurile pe care ți le asumi. Dar oare considerați pentru ei o opțiune și această cale pe care ați luat-o și dumneavoastră, pe calea antreprenoriatului, cumva? Antreprenoriatul în cultură va fi o soluție. V-am spus, Și eu văd. credeți că sunt suficient de educați în antreprenoriat artistic, artiștii? Aici depinde de talentul fiecăruia. Alții sunt talentați la un instrument, alții sunt talentați la regie, alții sunt talentați să facă impresariat artistic, lucru care nu-i deloc ușor. Asta zic că în instituțiile de cultură care predau muzică, cultură, arte și așa mai departe, credeți că ar fi nevoie de mai multe lecții de antreprenoriat, de management artistic? Păi, ar trebui să fie discipline. Eu știu că sunt opționale, dar ar trebui să fie Opționale. obligatorii. Da, Ar ca trebui în să anumite. fie obligatorii și ar trebui să fie susținute din anul întâi până în ultimul an. Adică, managementul cultural și marketingul artistic, în momentul de față, ar trebui să fie obligatorii, indiferent că un student este la regie sau că cineva studiază canto sau că cineva studiază un instrument, lucrul ăsta ar trebui și în Occident, vă spuneam, pentru că eu am studiat în Occident mulți ani, este obligatoriu. Este o disciplină obligatoriu, management artistic. Este o disciplină obligatorie, nu este opțională și am Și impresia că nici. recent s-a introdus și ca fiind opțional. Posibil, posibil. Nu am detalii foarte multe în acest. Știu că am auzit absolvenții care sunt la mine în orchestră mai noi că au făcut ceva cursuri, dar n-aveau prea multe cunoștințe și detalii despre ceea ce au făcut și ceea ce au studiat. Ceea ce mă pune pe gânduri că disciplina a fost și a rămas și obiectiv, dar și subiectiv în ceea ce îi privește pe ei o disciplină opțională. Da. Domnule Vrăsmaș, vă mulțumesc frumos pentru intervenția de azi. Vă doresc mult, mult succes în turneu. Vă mulțumesc și eu. Și să ne revedem și să ne reauzim cu bine. Vă doresc mult succes. Dragi telespectatori, ați văzut, e multă, multă, multă muncă în spatele spectacolelor de care noi ne bucurăm frumos pe scaune, în sălile de cultură sau nu. Există spectacole care se țin și în locații inedite. Ați văzut, nu doar în operă sau la teatru. Deocamdată ne bucurăm de ele acolo, dar, după cum a spus și domnul Vrăzmaș, va urma și o liberalizare a pieței, o schimbare cumva a paradigmei în care vor funcționa aceste spectacole. Rămâne să vedem cum evoluează această piață. Până atunci, noi
ne bucurăm de artiștii noștri și să nu uităm să îi respectăm. Până data viitoare, rămâneți pe NCN!